Să încep prin a mă prezenta. Da, lucrez la Institutul Cultural Român din Bruxelles, dar în același timp sunt lucrător pe câmp la Universitatea din București, la Facultatea de Istorie. Și de aici acest statut de the odd man out, să revin la engleză, adică mă voi îndrepta spre un domeniu care nu se intersectează foarte mult cu ceea ce s-a discutat până acum. Un domeniu care este eminamente politic, chiar dacă și aici există o turnură spre istorie culturală și deci felul cum vedem istoria relațiilor internaționale s-a transformat substanțial în ultimele decenii, însă chiar și așa, deși studiem fluxuri migratorii, studiem universul mental al decidenților și așa mai departe, istoria relațiilor internaționale rămâne preocupată de politici, de politică, de politicieni și așa mai departe. Mă rog, câteodată îi înjură. În general, eu sunt ceva mai, cel puțin în activitatea academică, să spunem, sunt ceva mai moderat când vine vorba de politicieni, tocmai fiindcă încerc să înțeleg contextele în care acționează, universul mental, așa cum spunem și. În orice caz, mit, identitate și memorie în istoria relațiilor internaționale. Relația dintre istorie și mit este evident una îndelungată. S-a vorbit destul de mult despre greci, filozofi greci, artiști greci, antici și așa mai departe. Evident, Grecia ne-a dat primii istorici cu care ne putem conecta. Însă realitatea în același timp rămâne că aceea că, de pildă, Aristotel a refuzat să considere istoria un domeniu demn de studiu. Era departe de celelalte cărora le-a dedicat mult timp. Și deci relația e lungă, în același timp relația este una controversată. Bineînțeles, avem în ultima jumătate de secol, și când spun jumătate de secol îmi dau seama cât am îmbătrânit de când am urmărit primele dezbateri pe temele astea. Dacă ne uităm la abordarea constructivistă, nu-i așa? Istoria e mit, istoria este doar mit, istoria este o construcție mitică despre trecut. Nu degeaba un istoric american a inventat acest termen, care în română nu sună grozav, mit-istorie, în engleză myth-history, o combinație prin care MacNeill încerca de fapt să spună că impunând ordine unui trecut haotic, istoricul încearcă de fapt să se adreseze, să facă istoria inteligibilă unui public gata să accepte această poveste pe care istoricul o croiește și atât de fapt. Istoria nu e mai mult de atât și e suficient din punctul de vedere al lui MacNeill. Așa că am și pus această întrebare. Mitul în cazul nostru este istoria spusă publicului? Și o să revin puțin la această problemă a istoricului public, da? De la intelectualul public la istoricul care traduce pentru public marile probleme ale istoriografiei. Cealaltă dificultate, de fapt cealaltă, una dintre dificultăți este aceea că aceste mituri istoriografice, din momentul în care intră în conștiința publică, sunt foarte, foarte dificil de demantelat. Ele se modifică frustrant de lent pentru istorici, iar uneori, în măsura în care ele răspund unor așteptări sociale, de fapt nu se modifică deloc. Și
pot să confirm asta din activitatea didactică, unde de zeci de ani încerc să spun un anumit lucru și de fiecare dată 99% dintre studenți, când termină facultatea, când mă întâlnesc în diferite contexte cu ei, de examinare în primul rând, de fapt revin la ideile cu care au intrat în facultate. Mă refer la anumite teme foarte, foarte concrete. Și deci, pentru a complica un pic mai mult lucrurile, există și acest scenariu în care un mit ajunge să fie înlocuit de un alt mit, nu neapărat de acceptarea faptului că istoria s-ar putea să fie mai ambiguă, mai complicată. Cu alte cuvinte, înlocuim o explicație simplificatoare cu o altă explicație simplificatoare și în funcție probabil de nevoile în schimbare ale momentului. Acum este clar că trăim într-o epocă a anxietății. Chiar dacă unii istorici s-ar putea să vă spună că din aproape toate punctele de vedere trăim mai bine decât în orice alt moment din trecut. Trăim într-o lume mai sigură, poate cu excepția ultimelor luni. Dar chiar introducând în ecuație ceea ce se întâmplă în Ucraina, statistic vorbind, sună cinic, lumea este mai liniștită decât în multe alte momente din istorie. Și în aceste momente de anxietate este evident, așa cum o facem și în viața personală, nu avem foarte multe refugii. Unul dintre refugii este trecutul. Singurul refugiu în multe cazuri s-ar putea să fie trecutul. Și în acest caz, istoria este un partener capricios, așa cum am scris aici, în sensul în care istoria oferă lecții, oferă explicații pentru toate gusturile și pentru toate nevoile. Poți construi argumente, fire narrative, uneori aflate în coliziune directă, pe o temă anume, și acele fire narrative par să-și păstreze credibilitatea. În aceste momente de criză este evident că una dintre întrebările care apare aproape obsedant este ceea dacă am mai văzut lucrurile. Ni s-a mai întâmplat așa ceva și ce putem învăța din acele momente din trecut unde pare să se mai fi întâmplat ceva similar. Și ajungem de fapt la ceea ce este una dintre cheile prezentării, să spun. Din punctul de vedere al obiectului meu de studiu, mitul înseamnă așa numitele, sau mit înseamnă în primul rând așa numitele lecții ale istoriei. Înseamnă o anumită manieră de a te conecta cu trecutul, cu scopul de a explica prezentul și foarte important, de a mișca viitorul, dacă vreți, influența viitorul. Problema acestor lecții ale istoriei însă, așa cum o să apară și într-unul din slide-urile următoare, este că ele sunt ceea ce numim scurtături cognitive. Ele sunt modalități facile, confortabile, prin care părem să câștigăm cunoaștere. Și asta ne oferă măcar un confort interior. Orice istoric însă ar trebui să-și lipească pe frunte. Eu încep cursurile astea și pot să fac aici o paranteză, da? Bineînțeles, când am intrat în facultatea de istorie și chiar înainte, istoricii favoriți erau cei care știau să spună o istorie, știau să te convingă, poate într-un text destul de scurt sau în două ore de curs, că așa a început, de pildă, Primul Război Mondial. Și sunt cumva invidios, pentru că
poveștile astea elegante, așa, bine, bine construite, nu sunt foarte la îndemână. Din punctul meu de vedere, nu există o explicație elegantă. Nu există o poveste care să poată fi spusă în două ore. Din cauza asta și spun studenților de cele mai multe ori și în opoziție cu unii dintre colegii mei, treaba mea este să complic lucrurile pentru voi, nu să le simplific, nu să le schematizez, pentru că asta în orice caz nu mai faci la facultate, la licență, la masterat și așa mai departe. Și deci există această tensiune când vine vorba de mit. Mitul este absolut necesar, mitul în sensul de poveste, de narațiune, însă mitul maschează complexitatea, elimină sau descurajează abordările critice și, bineînțeles, e ușor de înțeles de ce. Chiar în viața personală nu avem la dispoziție decât propria istorie pentru a înțelege ce ni se întâmplă. Și atunci, s-a mai spus și ieri, nu? Când vine vorba chiar de rememorarea propriei noastre vieți, ea se transformă dincolo de un anumit punct într-o serie de, hai să le zicem, tot mituri, de imagini pe care le tot poleim. Da? Despre cine suntem, ce am fost, de ce ni s-a întâmplat ce ni s-a întâmplat, de ce am reușit în anumite cazuri și în alte cazuri am eșuat. Relația dintre adevăr și aceste imagini s-ar putea să fie mai complicată. Bun, o parte din lucrurile de aici le-am spus, dar dacă tot vorbim de istoria relațiilor internaționale, ieri a fost pronunțată formula asta de mai multe ori, s-a vorbit despre teoria ale conspirației la un moment dat. Bineînțeles că o formă de mit în istoria relațiilor internaționale, în încercarea de a înțelege evoluțiile din acest domeniu, pot fi introduse în acest domeniu al teoriilor conspirației. Da. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori cu studenți sau cu persoane care pur și simplu erau interesate de istorie să fiu nevoit să combat aceste povești, în bună măsură fictive, da, care sunt presărate cu elemente de veridicitate, să spunem, și care sunt, bineînțeles, foarte greu de demontat, pentru că ele nu mai au legătură cu o viziune critică, ci au legătură cu credința. E o chestiune de credință, nu mai e vorba de înțelegere. Am preluat, iată, și această definiție, ce înseamnă mit în cazul istoriei, a sacred tale about the past events which is used to justify action in the present. Cheia aici mi se pare că este sacred, ce ar însemna sacred în contextul nostru, ce ar însemna sacru. Ar însemna, în primul rând, un element care este foarte aproape de valorile noastre fundamentale. Aspecte care țin de identitate și nu sunt puține lucruri, nu sunt puține asemenea mituri ale istoriei relațiilor internaționale care fac trimitere la ceea ce suntem, la ceea ce credem că suntem. Și avem exemplul războiului din Ucraina foarte la îndemână pentru a vedea cât de periculoase pot fi aceste mitologii ale identității. Mă refer, bineînțeles, în primul rând la Rusia și cred că e o greșeală să vedem discursul public al elitei rusești doar ca o succesiune de minciuni și să le dăm deoparte ca propagandă. De fapt, este un cerc vicios, un cerc care se hrănește pe sine, în care ceea ce poate a fost la un moment dat minciună a devenit un adevăr social, un adevăr al societății respective. Și în momentul în care aceste minciuni, din punctul nostru de vedere, sunt rostite,
ele de fapt hrănesc această mitologie, o consolidează. Bineînțeles că poate exista și un moment de inflexiune, să spunem, când realitatea nu mai corespunde în niciun fel acestei mitologii. În România, după cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, a existat la un moment dat o dezbatere foarte aprinsă despre mit în istorie, despre mitologia, despre miturile istoriografiei românești, între domnul profesor Boia și domnul profesor Ioan Aurel Pop. Atunci erau amândoi profesori, acum sunt și alte grade. Dar nu asta e important. Domnul profesor Boia mi-a fost profesor, a fost un profesor excepțional, tocmai fiindcă știa să spună aceste povești, făcea totul cu o eleganță extraordinară. În același timp, sau 20 de ani mai târziu, nu pot să spun că sunt de acord cu multe lucruri din cele scrise de domnul profesor Boia, însă cred cu tărie că este absolută nevoie să ai asemenea voci în dezbaterea publică. Bineînțeles însă, când vine vorba de publicul larg, compromisul nu pare să fie o formă de a merge înainte, o formă acceptabilă de a merge înainte. Întotdeauna trebuie să fie mai degrabă alb sau mai degrabă negru. Eu personal am învățat enorm din acea dezbatere. E adevărat, orice comunitate are nevoie de mituri. Și chiar privesc cu oarecare amărăciune faptul că în societatea românească avem acest discurs coroziv care scoate perpetu în prim plan distanța, să spunem, dintre așteptări și realitate, ca și cum nu asta se întâmplă aproape peste tot. O societate are nevoie să creadă în ceva, o comunitate are nevoie să creadă în ceva, are nevoie să creadă că are calități și cât timp se spune asta să nu privească doar ca un discurs golit de conținut din partea unor oameni care vor să câștige voturi. Da. În același timp, miturile pot conduce la falsuri grosolane și falsuri extraordinar de periculoase pentru sănătatea acelei societăți. Deci există un echilibru foarte fragil între perpetuarea acestor mituri și critica lor. Și acceptarea acestei critici. Pentru că e evident, acele critici vor viza ceea ce am spus mai devreme, vor viza identitatea, vor viza valorile fundamentale pe care o comunitate le susține. Am menționat aici câteva din miturile clasice, miturile politice clasice, să spunem, cu care secolul 20 a debutat. Mitul pumnalului înfipt în spatele armatei. E vorba de această construcție întreținută de dreapta germană după 1918, conform căreia pierderea războiului nu a fost de fapt o realitate, ci este rezultatul unui complot al unor forțe malefice, cum le spun studenților, evrei, bicicliști și ochelariști. Da? Ăștia sunt inamici. E o construcție, da, prin care societatea respectivă încearcă să se vindece după o traumă. Rezultatul însă este dezastros, pentru că el devine unul din principalele instrumente ale regimului nazist. Societatea are nevoie să fie epurată de toți inamicii, dacă vrem ca episodul din 1918 să nu se repete. Și exemplele pot continua foarte mult.
Problema mitului în istorie sau în istoria relațiilor internaționale este cumva agravată și de ceea ce se întâmplă în ultimele decenii, să spunem, în spațiul dezbaterii publice. E vorba despre ascensiunea intelectualului public și ascensiunea istoricului public, pentru că trebuie să recunoaștem, istoricii probabil ca mulți alții intelectuali, dar probabil mai mult decât alții, se cred îndreptățiți să spună câte ceva despre prezentul societății respective și despre viitorul. Cine cunoaște trecutul, cunoaște viitorul. Și deci tentația e mare de a asuma acest rol de Casandră, cum s-a spus ieri. Numai că, bun, probabil că nu există alternativă și e mai bine să ai voci publice pregătite, capabile să utilizeze anumite instrumente, decât să lași spațiul pentru alte personaje sau personalități. Dar e vorba de echilibristică. E vorba de faptul că o voce publică va fi nevoită să spună ceea ce societatea se așteaptă să spună, încă altfel nu va fi ascultat, nu va fi înțeles. Pe de altă parte, utilitatea vine din a spune ceea ce societatea nu dorește să audă. Atunci cum se întâmplă lucrul ăsta? Avem, bineînțeles, problema internetului și a acestor bule pe internet, bule hrănite de rețelele sociale, unde, da, n-aș spune că e neapărat un fenomen nou, e un fenomen cu siguranță consolidat de emergența internetului și a rețelelor sociale. Apoi, când vine vorba despre istoria în public, probabil că problema fundamentală este faptul că istoria nu are un limbaj aparte. Drept urmare, oricine poate să vorbească despre fotbal și despre istorie. Și să o face cu forța, cu credința că știe ce spun. Istoria e accesibilă. Și cred că așa trebuie să fie. Dar asta a încurajat foarte mult în istorie acest fenomen al crizei expertizei, dar fenomen pe care îl vedem generalizându-se puțin peste tot, dar în istorie poate mai mult decât altundeva. Toată lumea, iată, e în stare să citească pe internet și să emită o concluzie fără greșeală. Pretins. Bun, și ar mai fost lucruri de spus, dar să mă opresc și la câteva exemple de asemenea mituri. De mituri a căror umbră are efecte și astăzi. Mituri care se încăpățânează să dispară din dezbaterea istoriografică sau dezbaterea publică și mituri care refuză critică. Nu toate. Am început cu cel mai soft, să spunem, pentru că aici, fiind vorba totuși de ceva care s-a întâmplat acum 100 de ani, lucrurile s-au mai decantat. Istoricii au scris în toate direcțiile, însă chiar și așa, de pildă, unul din cele mai importante mituri ale istoriei relațiilor internaționale în perioada contemporană este mitul păcii de la Versailles. Mitul păcii cartagineze, care a distrus Germania, a umilit Germania și deci este responsabilă pentru celălalt mare dezastru, sau pentru dezastrul și mai mare, al doilea război mondial. Versailles a fost văzut ca un soi de păcat originar al secolului al XX-lea, un moment
de referință, un moment de turnură, când lucrurile ar fi putut fi făcute diferit și lumea ar fi fost în consecință mai bună. Nu l-am fi avut pe Hitler, nu am fi avut al doilea război mondial, nu am fi avut Holocaustul, războiul rece și așa mai departe. Dar toate lucrurile se leagă foarte frumos. Deci este pacea ratată. Este pacea scrisă de niște oameni plini de slăbiciuni, incompetenți într-o oarecare măsură, naivi în altă măsură, dar este exemplul perfect din acest punct de vedere al căutării poveștii. Pentru că este foarte ușor, sau mult mai ușor, să construiești o poveste în care un număr redus de personaje se găsesc în fața unui set limitat de probleme și oferă soluții. Și oferă soluții greșite. Alternativa este să spui că ai de-a face cu fenomene, să spunem, globale, interconectate, cu o multitudine de actori care se intersectează uneori de o manieră haotică și rezultatul este unul care nu e la îndemâna istoricului. Nu se poate construi ușor această poveste. Deci, până în zilele noastre, istorici sau membri ai publicului larg preferă să focalizeze atenția spre acest moment pentru a explica multe din lucrurile care s-au întâmplat. Pus aici, a lust for narrative, dorința de a spune o asemenea poveste. Un alt mit, da, și vedeți aici la pipa păcii, Hitler, Daladier, Mussolini și Chamberlain, este mitul conferinței de la München din 1938. Din nou, un moment în care lucrurile ar fi trebuit să se petreacă diferit. Și pentru că oamenii sunt slabi, am avut ce am avut. Münchenul însă este interesat pentru că este cea mai uzată și abuzată analogie istorică. Că e vorba de Iranul începutului de secol 21, că e vorba de Nasser la jumătatea secolului trecut, că e vorba de Milosevic în Iugoslavia, Münchenul servește ca o analogie foarte utilă. Sau că e vorba de Putin în 2022. Da? Și aici am folosit formula, dacă acolo era last for narrative, aici este iluzia răspunsului facil. Da? Ce trebuie să faci? Stand up to dictators. Asta e lecția. În regulă, dar cum? În ce context? Lucrurile sunt la fel ca în 1938? În ce măsură e utilă această analogie? Și un răspuns onest din partea istoricului este că nu e aproape niciun fel util. Este poate utilă doar ca un exercițiu intelectual. Însă în niciun caz ca un instrument ready-made, da? Cum zice englezul, pe care să-l utilizeze atunci când iei o decizie. Și iată un mit drag nou, mitul Ialtei, da? Mitul Europei divizate, mitul Europei de Est vândute, în primul rând, abandonate de către vestul trădător. N-are rost să spun, unii din cei care ascultă nu o vor crede, la Ialta nu există nicio discuție despre imediat termin. Nu există nicio discuție despre împărțirea Europei. Deci este unul dintre cele mai mari mituri ale istoriei relațiilor internaționale în secolul al XX-lea. Avem acordul de procentaj, acolo lucrurile sunt ceva mai clare, însă și acolo întrebarea este ce importanță are. Și părerea mea este că aproape niciuna. Dar e un mit foarte, foarte util și din alte puncte de vedere, pentru că ne arată cum se conectează istoria cu dezbaterile contemporane.
Dacă ne uităm de pildă în România anilor 90, Ialta a fost folosită în două feluri radical opuse de către cei filo-occidentali, filo-europeni, pentru a argumenta că în 1945 cursul natural al istoriei României a fost frânt și am fost rupți de civilizația în care ne regăseam și duși cu forța spre est. Am fost dați în schimbul grecii. Naționaliștii noștri au spus nu. N-avem ce să căutăm în vest, pentru că vestul ne-a trădat deja odată. Iată, 1944-45. N-are rost să discut aici detaliile acestei dezbateri. În orice caz, concluzia pesimistă este că în această căutare a poveștii, a narațiunii convenabile, mitul sau această căutare a narațiunii a devenit de fapt un handicap în încercarea de a înțelege ce ni se întâmplă. Pentru că o narațiune nu poate produce decât o explicație parțială și selectivă. Și asta împiedică înțelegerea mai profundă a fenomenelor politice și sociale de care ne lovim. O asemenea explicație mai profundă are un mare defect. Și aici ar fi trebuit să vorbesc ceva mai mult, cu altă ocazie. Îi lipsește dramatism. Îi lipsește implicarea emoțională. E mult mai ușor să vorbești despre Churchill care desenează pe un șervețel și cedează România pentru grecii, decât să te apuci să scrii sute de pagini despre prăbușirea ordinii internaționale în Europa de Est, despre rolul lui Hitler în comunizarea României și Europei de Est, de fapt. Pentru că Hitler este de fapt principalul responsabil. Germania nazistă. Da, vă mulțumesc. Dacă există întrebări... Am o curiozitate, întrebare. Noi ca filologi și eu, bineînțeles, am observat că discursul, orice discurs legat de istorie, istoricist, mă rog, de orice formă, a fost confiscat de alte domenii. Mai ales sfera universitară, de la antropologi, sociologi, noi filologi, bineînțeles. Dar am observat că și fenomenul din am văzut despre cărți semnate de istorici, despre literați. E ca și cum și-ar fi abandonat, nu în mare măsură, dar destul de consistent obiectul de activitate. E asta o modă a istoricilor de astăzi? E mai comoditate? Nu văd de ce ar fi comoditate de vreme ce ieși teoretic din zona ta de confort. Dar, nu știu, poate eu încerc să mă gândesc la acele zeci de exemple de istorici care au făcut lucrul ăsta. Sunt, fără îndoială. Dar astea sunt exemple pe altarul așa numitei multidisciplinarități, în care toată lumea navighează așa superficial prin N domenii, fără să stăpânească în realitate mare lucru. Și apoi poate să spună că a realizat ceva la intersecția dintre istorie, studii, nu știu de care, antropologie, economie și așa mai departe. Și de fapt nu e credibil, nu e valabil pentru orice domeniu aproape. O asemenea construcție însă e foarte greu de deconstruit, fiindcă pentru a o face trebuie tu însuți să navighezi foarte ușor în aceste domenii. Și atunci e precum gluma de ieri, da? Spune-le despre filozoful nu știu care, n-a auzit nimeni de el, dar nimeni nu va avea curaj să te întrebe. Da? Monciu. Da? Deci la fel puțin aici. Dacă ești suficient de agresiv în a te prezenta de maniera asta, șansele sunt destul de mari să... Să vedem la limba și istorie, să știe ceva, geografie.
Și la istorie, colegii mei aveau două cărți, Neagă Ciuban și cărțile lui Bore. Dezastru. Mulțumesc. Și o ultimă curiozitate, dar de fapt este o provocare contrafactuală. Vă rog să-mi spuneți curiozitatea. Ce credeți că a făcut Ungaria, dacă era în locul României, după răspunsul de ei? Așa cum știți că există ministrul Probabil că ar fi fost mult mai vehement decât am fost noi, însă e deja evident că vehemența asta n-a adus niciun fel de beneficiu politic. Și deci nu cred că trebuie să se echivalăm capacitatea de a urla foarte puternic în mediul internațional cu eficiența în mediul internațional. Nu poți să o faci. Nu poți să faci asta fiind în acest club. Și e un moment dificil, pentru că e un moment în care acumularea asta de gesturi anti-europene, să spunem, riscă să producă o cascadă. Și atunci întrebarea este: ce vrei să faci? Care e interesul tău strategic? Uniunea Europeană să supraviețuiască, să treacă peste crizele astea și să iasă eventual consolidată, sau vrei să pui umărul la distrugere? Evident că poate să apară un moment în care să te întrebi la ce bun. Asta e ca o clasă de în care ai prima bancă, ăla cunoștințosul care stă în luna și notează tot, face toate temele, ăla poate care niciodată nu te ascultă, încă ți aruncă și cu cred în cap cum te întorci la toată persoană. Și n-aveți cretă în primul rând. Și când e vorba de o problemă, tot în ăla din față dai, că zice, da, lasă, poate spate, oricum e. Unele de el. Bun, da. Cealaltă întrebare este: ce se va întâmpla cu ăia când vor fi mari? Ce se întâmplă cu vehemența asta? Nu știu, un vânt. Bara aia cu flash. Vehemența, nu știu, în primul rând ar trebui să vină foarte mult în vorbe și în acțiuni, pentru că la un moment dat, și asta eu consider o dovadă de înțelepciune, nu? N-are rost să urli dacă nu ești în stare să faci ceva. Deci mai degrabă lasă faptele să vorbească decât să scoți totul în public cu ce rezultat. Politica nu cred că se face așa. Și Ungaria este, din punctul meu de vedere, cel mai prost exemplu cu Putin. Despre... Deci, elevul care era în spate, vă zic.